Servus und willkommen auf meinem Kanal. Servus și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt domnișoara Spoing și împreună învățăm limba germană. Astăzi avem un episod scurt, dar cuprinzător, despre unchi și mătuși. Da, despre ei vorbim astăzi. Mai exact, ce vorbim? Vorbim, adică aflăm, cum se spune, la unchi și la mătuși, la singular și la plural în limba germană. Avem, bineînțeles, și exemple. Și, ca un bonus sau ca o surpriză, dacă vreți, aflăm cum se spunea în trecut la unchi și la mătuși și de ce s-a renunțat la aceste forme sau de ce au fost ele înlocuite de formele din prezent. Pentru că nu se spunea deloc la fel. Și încă un bonus la acest bonus, veți vedea că unul dintre cele două cuvinte, adică unchi sau mătușă, vor fi foarte cunoscute, pentru că și în română avem un cuvânt asemănător. Vom afla dacă el are vreo legătură cu acel cuvânt din germană folosit și în română sau dacă este pur și simplu o coincidență. Dar oare coincidențele chiar există? Până să aflăm asta, haideți să începem! Vorbim astăzi despre Tante und Onkel. Acestea sunt cele două cuvinte, Tante und Onkel, mătușa și unchiul. După culori ne dăm deja seama care este feminin și care este masculin. Die Tante, mătușa, der Onkel, unchiul. Acum că le-am aflat, Tante, Onkel. Tante este cel care are legătură cumva cu limba română. Mai exact. Atunci când vorbim despre o persoană și zicem, să spunem, exemplu, Tanti Maria merge la piață duminica. E bine, în română, Tanti Maria este folosită îndeopște la oraș, în zonele urbane, cum se spune în dicționar, pentru a vorbi despre o femeie în vârstă, o tanti care are sau nu legătură cu familia noastră, dar nu este neapărat o mătușă. În alte zone, ea este folosită în loc de mătușică. Mătușă, mătușică, tante. Sau tanti. În română este acest i în loc de e. Dar se pare că proveniența este atât din limba germană, cât și din limba franceză, tante. Și atunci, acest tante plus tante auf Deutsch au dat tanti în română, care poate sau nu să aibă legătură de rudenie cu familia, dar dacă este o femeie mai în vârstă la oraș, îi se va spune tanti. Tanti Maria, tanti Geta, tanti Ana, etc. Toate persoanele, toate femeile devin la un moment dat tanti cu cât înaintează în vârstă. Deci, repet, are legătură cu limba germană, cu tante, cu mătușa, dar totodată s-a desprins și s-a format ca un cuvânt de sine stătător în limba română, care poate să fie o mătușă mai bătrână sau o tanti de pe stradă. Na gut, dar totuși trebuie să fie o persoană cunoscută. Deci nu putem să spunem despre oricare persoană de pe stradă pe care o vedem, uite-te și la tanti aia, să spunem în română. Nu, în română vom spune tanti doar dacă cunoaștem persoana respectivă. Na gut. Și acestea fiind spuse, mergem mai departe, avem niște beispiele în care să vedeți cum este folosit fiecare cuvânt la plural și la singular. Die Onkel und Tanten sind Geschwister der Elternteile. Unchi și mătușile sunt frați și surori din partea părinților. Die Onkel und Tanten, plural. Un singular, Tante Johanna und Onkel Bernd kommen morgen zu Besuch. Mătușa Johanna și unchiul Bernd vin mâine în vizită. Ei bine, aici vedeți, die Onkel, der Onkel. Die Tanten, die Tante. Also, der Onkel, die Onkel nu se schimbă nimic decât articolul, pe când die Tante, die Tanten se schimbă și n-ul, adică primește un n la plural, cuvântul Tante. Mai exact, dacă este vorba despre o latură masculină, o meserie, să spunem, pentru că să fii unchi este meserie, atunci, de regulă, substantivul nu se schimbă foarte mult și are der la singular și di la plural. Pe când, dacă este vorba de să spunem ceva ce face o femeie, este di tante și se gade și cu e cuvântul și este și ceva feminin, atunci, de regulă, la plural primește un n sau un in sau un n sau așa mai departe. Dar ideea e că este un n, ultima literă, și atunci di tanten. Asta ca să vă fie mai ușor să învățați pluralele. Ich lese die zwei Beispiele noch einmal langsamer. Die Onkel und Tanten sind Geschwister der Elternteile. Tante Johanna und Onkel Bernd kommen morgen zu Besuch. Și acum că tot vorbeam de mătușă și de unchi, să-i luăm la rând. Începem cu mătușa de data aceasta. Este die Tante. Lăsăm paranteza pe mai târziu. Ich reise immer mit meiner Tante. Eu călătoresc mereu cu mătușa mea, die Tante. Ei bine, Mume îi se zicea mai de mult mătușii, așa este, era denumită în trecut, Mume. Mai exact era o mamă, dar o altfel de mamă. De ce?
Era considerat că sora mamei este mume, adică da, este mătușă. Dar problema se punea în momentul în care tatăl avea o soră. Nu îi se putea spune tot mume. Motiv pentru care s-a renunțat la mume ca să nu se iște tot felul de probleme și a devenit tante, care este folosită atât pentru sora mamei, cât și pentru sora tatălui. Na bun, și acum mergem și la om, că să aflăm și lui cum îi se spune și cum îi se spunea. So haben wir das. Der Onkel. Unchiul? Mein Onkel ist ziemlich alt. Unchiul meu este destul de bătrân. În trecut, acestui unchi îi se spunea Oheim. Oheim. Din același motiv ca și la tante, s-a renunțat la Oheim și a ajuns Onkel. Acest Onkel are rădăcină comună cu Uncle din engleză. De aceea este foarte asemănător și la pronunție, și la scriere, și na, la înfățișare. Și încă ceva despre acest Onkel, ceva ce nu știu dacă știați, alt mic secret și l-am păstrat până acum, este vorba de faptul că acest Onkel poate fi înlocuit și poate avea un pic de alt sens. Zum Beispiel. Gehst du morgen zum Onkel Doktor? Mergi mâine la unchiul doctor? Adică, mergi mâine la nenea doctorul cel bun? Adică, unui copil, dacă îi place de un doctor și îl întrebi dacă merge mâine la acel doctor, vei spune zum Onkel Doktor, pentru că lui îi place să meargă acolo. Va primi o bombonică la final sau ceva și atunci este drag. Și pentru că este acest drag să meargă la doctor, este zum Onkel Doktor. Mergi la unchiul doctor, la nenea doctor, la cel bun. Nu că tante n-ar fi posibil să fie doctor, dar fiind o expresie de proveniență foarte veche, când, na, să spunem, erau doar bărbații doctor, a rămas și se consideră că doar așa se folosește. Dar ideea în sine este că, spre deosebire de tante, oncăl se poate developa și în acest context, adică el poate să obțină și un nou grad, chiar dacă nu este vorba de rudenie atunci când mergi la doctor, totuși să poți să zici că mergi la nenea unchi doctor. Naia, acestea fiind spuse, vreau să vă mai reamintesc că dacă unchiul și mătușa, adică tante și oncăl, au copii și ceilalți, dacă ei mai au și frați și surori și aceia au copii, e bine, între ei, dacă să spunem, eu am o mătușă, ea pentru mine este tante și eu pentru ea sunt niște. Dacă eu am un unchi, sunt tot niște pentru el. Dacă eu aș fi băiat și aș avea o mătușă, eu aș fi nefe pentru ea și la fel și pentru mein Onkel aș fi tot nefe. Asta este ca un reminder să ne reamintim din episoadele anterioare când spuneam că este diferența dintre niște nefe și Enkelkinder, care sunt ceilalți nepoți, cei de bunici. Dar dacă doriți să revedeți și să încercați să străpungeți acest labirint al numelor în germană, vă invit să revedeți oricând aceste episoade, ele sunt încă pe YouTube și acolo vor rămâne. Na gut, asta am discutat despre Onkel, despre tante, despre Onkel și tante la plural și, bineînțeles, despre formele vechi ale acestor două cuvinte, pentru că cine știe în ce texte vechi le puteți întâlni și să știți la ce se referă. Na ia, atâta pentru azi, ne vedem data viitoare! Spăng!